Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video vreau să construiesc un circuit interesant, o să vă reprezint imediat. Am făcut un pic curat prin sertarele mele pline cu componente și kituri și am găsit un circuit, un kit produs de Veleman. Cred că l-am de ani buni aici prin casă aruncat, l-am mai construit de mult. Se găsea de cumpărat și în România la firma Conex Club cu ani în urmă, acum nu știu dacă mai există. Am să vă las totuși codul kitului în descriere, puteți să-l căutați. Este vorba despre un circuit acționat la bătaie din palme. Deci un comutator acționat la bătaie din palme. Bați o dată din palme, poți să aprinzi un bec sau știu alt aparat. Bineînțeles, se poate utiliza în multe aplicații interesante, da? Genul de circuite m-a interesat tot timpul, chestia de asta de automatizare, de mic am fost interesat de așa ceva. Erau și prin revista Technium foarte multe circuite asemănătoare. Nu mai am, din păcate, cartea tehnică sau documentația la acest kit, am găsit pe internet un fișier PDF cu schema. O să vă arăt pe ecran cum arată schema. Cred că a fost prezentat acest kit și în revista Conex Club sau Technium cu ceva ani în urmă. Îmi aduc aminte ceva. Kitul are codul MK139, produs de firma Veleman. Deci este vorba de un circuit care este conceput inițial pentru a aprinde sau a stinge lumina într-un mod mai confortabil, dacă putem să zicem așa. Bați din palme și aprinzi lumina. Bați încă o dată din palme, stingi lumina. Da? Bineînțeles, sunt multe aplicații la care se pot folosi. Da? Poți să aprinzi televizorul dacă vrei sau altceva. Da? Acest circuit este, acesta este schema. Are la intrare un microfon. Iar sunetul captat de microfon va schimba starea releului. Da? Chestia faină la acest montaj este că, deci avantajul acestui circuit este că nu este influențat de zgomote din mediul ambient. Deci acest circuit va recunoaște numai bătaia din palme. Deci recunoaște bătaia din palme și este insensibil la alte zgomote care se produc în mediul înconjurător. Pe circuit avem și două LED-uri care semnalizează când LED-ul se, deci când LED-ul se aprinde, semnalizează că microfonul percepe un semnal, un zgomot, iar al doilea releu semnalizează starea releului, da? Este aprins atunci când releul este cuplat sau este stins când releul nu este cuplat. Da? O să vedem noi imediat când o să-l testăm exact cum funcționează. Circuitul este destul de simplu până la acest microcontroler. Este vorba de un PIC 12C508 care gestionează comanda sonoră, bătaia sau bătăile din palme. Mai sunt aici două comutatoare, SV1 și SV2, care în funcție de cum sunt conectate se poate regla circuitul pentru la o bătaie din palme să fie activat sau la două bătăi din palme să fie activat, da, releul. Regimul de funcționare al releului se poate alege în funcție de aplicația voastră, da, cum doriți voi să-l folosiți. Bineînțeles, ar fi multe de spus, dar cel mai bine am să trec la construcția kitului. Bine că am toate piesele, aici nu mă trebuie să le caut, să le sortez. Pentru cine este bun acest montaj? Da? Bineînțeles, este foarte fain pentru începător să-ți faci așa ceva, să te joci, să experimentezi, dar este ideal pentru persoane cu mobilitate redusă, nu te poți deplasa, ești bolnav, ești la pat, bați din palme, ți-a prins lumina sau bați din palme,
faci altceva. În fine. Puterea releului, găsesc pe undeva pe aici, nu cred că văd. În fine, vedem ce scrie pe releu prima dată, vedem cât de mare ar putea fi consumatorul. Avem aici un releu SRU 12V 15A, 10A. Nu prea se înțelege ceea ce scrie. În fine, să ne mai uităm prin cartea tehnică. Releu maxim 3A, 24V curent continuu. În fine, știți ceva? Hai să construim montajul și să-l testăm, da? Bun, hai să vedem ce avem aici în această punguță. Multe piese. Cablajul, bineînțeles, calitate excelentă. Nu avem ce să comentăm. Ăștia de la Veleman fac kituri de ani de zile. Sunt profesioniști în această industrie. Acesta este acest microcontrolor, PICU ăsta. Aici e tot softul, toată inima montajului. Mai avem aici un LM324, avem un soclu, ceea ce este fain. Avem și soclu pentru microcontroller. Câțiva tranzistor. Acesta este microfonul care va capta bătăile noastre din palme. Câteva rezistențe, condensatoare, aceste două comutatoare. Deci câteva piese. M-am uitat aici pe shop-urile mele, pe aici prin Germania. Kitul se găsește de cumpărat pe la vreo 10 euro. Bineînțeles, cred că este destul de avantajos, pentru că oricum dacă nu ai să poți să-l realizezi singur acasă, deoarece nu o să ai programul pentru acest microcontroller. Da? Mă gândesc că ăștia de la Veleman nu-l pun la dispoziție. Așa, dacă aș cumpăra toate piesele, cred că aș ieși un pic mai ieftin, dar cu placă, cu tot, cred că 10 euro nu sunt chiar așa mulți bani. Bun. Așa că hai să începem, da? Bun. O să începem așa ca la carte. Începem cu piesele mici, cu rezistențele. După aia cu diode, în fine cu piesele micuțe, condensatori. Bun. Am să încep clasic, n-am să pun acum placa în suport de ținut placa sau facem așa clasic, cum eram pe vremuri când nu aveam atâta aparatură. O pun pe masă și mă pun de lipit, da? Bun, hai să vedem acum ce avem aici. Începem cu rezistențe. De unde avem o rezistență? R1. Problema e că nu am cartea tehnică, nu am nimic tehnic la documentația tehnică și trebuie să caut. Mi-am scos ceva la imprimantă. Bun, R1 zice aici că e 10 kΩ. Am aici aparatul de măsură. Ochii nu mai mă ajută așa, ok, să citesc codul culorilor de pe rezistență, așa că mi-e mai ușor să măsor cu aparatul rezistența. Ok, să vedem aici, avem o dată
1,1 ohmi aici. Le măsur pe toate și mi le sortez. 100 de kiloohmi avem aici. Aici avem 10 kiloohmi. Un kiloohm. Asta e 270 kg, o punem aici. Sete ohm, o punem aici. Și cam atât cu rezistențele. Bun. Bun. Am să încep prima dată să pun așa să vedeți și voi. Acum știți și voi, da? Ar trebui să-mi pun placa pe un suport de ăla, îl am pe aici pe undeva aruncat. Sunt doi componentele cu un suport de la de îndoit piciorușele, da? Dar le îndoi cu mâna. Când am început cu electronica nu aveam atâtea scule și îmi făceam multe montaje și tot mergeau. Bun, R1, 10 kiloohm. Luăm un pic de cositor. Ăsta e cositor cu plumb, apropo. Încă folosesc cositor cu plumb. La lucru nu se mai folosește de mult, nu mai folosim de mult cositor cu plumb, dar acasă prefer tot timpul cositor cu plumb. E mai toxic, dar încă nu am murit în cauza asta. Bun. Am pe prima rezistență. Și am să-i tai piciorușile. Și acum am să opresc și am să lipez rezistențele și revin când termin de lipi rezistențele, da? Pentru că durează prea mult.